Bună ziua, bine v-am găsit. Ce trebuie să facem azi? Deci, în filmul anterior ați văzut că am preparat mixura de uleiuri esențiale. Acum voi prepara o turtă care nu necesită zahăr. Cel puțin nu necesită zahăr niciun fel. Și vom face o rețetă de turtă proteică. Bun, prima dată avem de cântărit 2 kg de miere. Inițial ar fi bună să fie, să o punem aici, să fie cristalizată. Un pic acolo vom lua și vom pune această miere într-un lighean în care voi putea frământa. Nu durează mult această cântărire. Bun. De ce este nevoie de turtă proteică? Mai mult mă interesează asimilarea de vitamine și minerale, plus utilizarea uleiurilor esențiale la colonii. Fiindcă ele până acum n-au mai primit nimic. Deci albina care este acum în stup, ea nu cunoaște aceste ingrediente. Atunci va trebui să punem câte un pic, să zicem așa. Deci punem 200-300 de grame maxim per colonie și venim la o săptămână să vedem care este aproximativ nivelul de asimilare a turtei respective, fiindcă dăm foarte multe ingrediente. Bun, următorul lucru este să adaug 800 de ml de apă. Să măsurăm 800 de ml de apă. Acest lucru este acum dat. Îl băgăm aici, lângă mierea cristalizată. Așa, o să mai avem nevoie de apă. După care adaug 300 de ml de mixură de uleiuri esențiale. Acestea le-ați văzut cum se prepară în filmul anterior. 300 de ml de uleiuri esențială. Acum adaug toate lichidele în această viitoare turtă, să spunem așa. Bun, deci uleiurile esențiale adăugate. Următorul lucru, ulei alimentar. Ulei de floarea soarelui. Avem aici. Nu prea contează de care este. Nu contează marca uleiului. Uleiul are un aport de vitamine. Nu prea mă descurc eu cu. Hai mă. Așa. Am deschis și... Și din acest ulei trebuie tot 300 de mililitri. Aportul de lipide a albinelor poate scădea în această perioadă. Așa că o să avem grijă ca până în septembrie să putem da această turtă. Chiar și în cantități mai mici, acum nu trebuie să fie turta să-i dai acolo cât duci, atât îi dai, nu. Important este să-i dai să aibă aceste aporturi de vitamine, minerale, lipide, plus cu uleiul alimentar e foarte bun pentru corpul gras. Corpul gras al albinei lungește viața acestuia.
Bine, acum ne trebuie un cântar mai micuț ca să îi adaug ceva și adăugăm aici. Cântărim. Ce cântărim? Iau niște vase, trebuie o lingură, sare, deci adăugăm 6 grame de sare, nu foarte mult, dar adăugăm. Bun, punem sarea. Grame de vitamine. Ce avem la îndemână? Eu folosesc de obicei acest apicomplex. Tot 6 grame. Bun, punem și aceste vitamine, sunt importante. Le adaug. Bun. Acum avem nevoie de 20 de grame de vitamina C, acidul ascorbic. Acesta este anti-intoxicații, menține albina viabilă, 20 de grame de vitamina C. Deci vedeți că este o turtă destul de complexă, nu e ceva simplu. Bun. Am adăugat și vitamina ce ne mai trebuie? 2 ml de tinctură. Trebuie o seringă. Să luăm o seringă. O să vă întrebați ce fel de tinctură. Este o tinctură pe bază de timor, mangan, cobalt, magneziu. Am aici, a făcut de anul trecut, această tinctură, 2 ml. Adăugăm din ea. Așa. Mai trebuie 30 de mililitri de promotor. Asta folosesc eu. Acesta are aminoacizi. Tot felul de aminoacizi are. Deci 30 de mililitri de promotor. Aminoacizii sunt esențiali în prelucrarea hranei. Și 6. Deci avem aici adăugat
30 de ml de promotor. Esențial pentru prelucrarea hranei. Albina trebuie ca să asimileze cât mai mult din vitamine și minerale, are nevoie de aminoacizi. Eu am dat sare, am dat aceste vitamine, apicomplexul ăsta, dar el nu are niciun sens dacă nu adăugăm și aminoacizii. Fiindcă nu vor putea fi prelucrați de către albine și le intră în corpul albinei și iese afară. Bine, deci am cam adăugat în mare parte ce am considerat eu. Ar mai trebui adăugat scorțișoară sau mai aveam de adăugat puișoare, scorțișoară, dar deocamdată nu le voi adăuga. Bine, următorul lucru este principala bază, liantul, proteina, și anume laptele praf. Ia să îl adăugăm. În acest caz voi adăuga 2 kg ar trebui să adaug. Ia să cântăresc într-un alt vas. Voi adăuga într-un alt vas, fiindcă cântarul meu nu prea duce și atunci voi face în felul următor. În câte 500 de grame, ori 4 ori. Deci doar lapte, praf, ia să vedem. Așa. Adăugăm și acest. Deci el e baza, el este proteina. Era bun dacă mai putem adăuga niște polen. Nu voi adăuga polen. Doar acest lapte praf. Vitamine, minerale, uleiuri esențiale, consider că este suficient. Și încă unul. Bun, astea le lăsăm la îndemână. Nu se mai trebuie niște apă. Să am niște apă la îndemână. Așa. De acum nu mai cântăresc nimic. Deci frământ. Și când este, în funcție de cum îl văd eu la mână, mai introduc apă sau lapte praf. Să vedem cum iese. Bun, eu mă apuc de frământat. Turta este gata, gata amestecată. Am mai adăugat 3 căni de lapte praf și are o consistență așa mai moale. Nu e foarte tare, dar dacă vrei mai tare poți să o faci. Așa, deci se poate folosi și mai tare. Eu, fiindcă o să dau aproximativ cam cât să zic, foarte puțin, 102 de grame voi da prima dată. Asta văzând în anii trecuți cum au consumat la început, le dau așa câte puțin, câte puțin. Bun, cam asta este turta. Să recapitulăm un pic ingredientele. Avem 2 kg de miere, avem 800 de ml de apă, 300 de ml de mixură de uleiuri esențiale. Filmul este în filmul trecut, da, în așa, rețeta preparării uleiurilor esențiale ale este în filmul trecut. 300 de ml de ulei de floarea soarelui, 6 grame sare,
6 grame vitamine apicomplex. Se pot folosi orice fel de marcă, nu contează. 20 de grame de vitamina C, 2 ml de tinctură pe bază de timol, 30 de ml de promotor pentru aminoacizi, 2 kg de lapte praf aproximativ, dar am mai adăugat încă 3 căni pentru această consistență. Și dacă aș vrea să fie și mai tare, dar nu e cazul, atunci aș putea să mai adaug. Bun, deci cam asta e rețeta. O să o folosesc aproximativ, eu știu, până când au puiet, în septembrie, în mijlocul septembrie, mijlocul septembrie în cazul meu, se poate da. Și nu în cantități mari, deci nu pui foarte multă turtă proteică pe stup să stea acolo, nu. Acolo 102 de grame odată, nu știu, pe săptămână, ceva de gen. Și ajută foarte mult. În prima instanță va ajuta la creșterea puietului pentru albina de iarnă. De acum încolo trebuie să te gândești la acest lucru. Și în al doilea aspect, la formarea corpului gras datorită uleiului de floarea soarelui. Va acumula foarte bine corp gras. Bun, cam atâta. Până data viitoare, numai bine!